Bună dimineața, dragi prieteni, și vă spunem bun găsit la seminarul nostru online care se intitulează Obiceiurile nesănătoase și practici pentru a reduce riscurile. Eveniment organizat de către revista Sănătatea Moldova, care vine și este menit să ne arate, să ne demonstreze, să evidențieze acel comportament vicios care ne poate influența negativ starea de sănătate. Acest eveniment va evidenția acele practici, acele greșeli pe care le facem în comportamentul nostru și care pot aduce la diferite probleme, cardiovasculare, pulmonare, obezitate, diabet, care de fapt constituie cel mai important factor care duce la deces. De aceea, astăzi am invitat 4 medici specialiști din diferite domenii care ne vor lămuri și ne vor explica cum să facem să avem o dantură sănătoasă, o piele sănătoasă și cum să creăm, să ajustăm și să îmbunătățim calitatea vieții noastre. Mai întâi de toate vreau să aduc sincere mulțumiri partenerilor noștri, sunt prives.eu, unimedia.info și portalul locals.med. Desigur, veți avea posibilitatea să adresați și întrebări vorbitorilor noștri, de aceea vă rugăm să fiți activi, să ne scriți în comentarii, iar întrebările care vor veni, noi le vom adresa cu mare drag acelor invitați specialiști pe care îi avem. Înainte de a începe, vreau să mai menționez că în condiția epidemiologică de astăzi este un obicei sănătos și foarte important să purtăm masca de protecție. Noi însă, pentru comoditatea noastră, a vorbitorilor noștri și a domniilor voastre care ne sunteți alături, am decis să asigurăm testarea tuturor de aici din platou, să asigurăm distanța socială și aerisirea corespunzătoare a încăperii. Mai ales că vom începe cu un subiect, cu o problemă de sănătate care ne creează acel zâmbet frumos, zâmbetul de care avem nevoie foarte mult și în situația pandemică de astăzi, pentru că primul invitat este medic stomatolog, șef al secției la Clinica Municipală Stomatologică de stat și vă-l prezint cu mare drag pe domnul Maxim Golomos. Bine ați venit, Maxim! Bună ziua, domnule Iurcea! Bună ziua! Mai întâi de toate vreau să spun că am observat și la mine, dar și la alte persoane, că uneori când discută cu un medic stomatolog, simt o jenă sau o mică rușine să-și arate dantura, pentru că ne gândim, poate nu chiar bine am periat dinții de dimineață sau stomatologul va afla despre micile probleme pe care le avem cu sănătatea dinților. De aceea sper că după prezentarea dumneavoastră de astăzi vom fi mai liberi și vom folosi acele tactici ca să avem o dantură sănătoasă. Exact, exact așa. Chiar mulți oameni vin și spun că, dar știți că nu e rușine să deschid gura, să arăt, eu spun, dar pentru ce dar ați venit la noi? E, așa este, este. Noi vă ascultăm cu mare drag. Deci am vrut astăzi să vorbim despre cavitatea bucală, despre sănătatea cavității bucală și cum să o menținem în curând. Deci cred că o să începem de la istorie, că oamenii au început să trateze dinți încă 8-9 mii ani în urmă. Vreo 3 mii ani în urmă au fost inventate instrumente pentru a trata dinți. Primele instrumente erau numai clește de extracție, adică numai așa se tratau dinți, dar pe vremurile de Hipocrat încă sunt găsite proteze care adică înlocuiau locuri unde erau lipsă de dinți și scoteau dinți de la cadavre, le puneau la oameni sănătoși, adică cumva îi invitau ceva. Deci, despre igiena cavității bucale, noi putem să spunem că igiena a apărut undeva la egipteni încă. În China au fost inventate periuțe dentare în secolul 15 plus minus. Deci periuțe erau naturale, făcute din păr de porc, pe urmă s-au schimbat pe păr de cal și din China ei erau aduse în Europa. La noi ei au apărut plus minus undeva în secolul 20, la sfârșitul de secolul 20, cu tot cu pastă de dinți în tuburi. În Uniunea Sovietică, să spunem, în raionul nostru, a pastă de dinți au fost, adică au început să producă undeva în anii 1950-57, au început să producă pastă de dinți în tuburi, adică cum noi știm cum este acum. Deci, și după asta s-au schimbat și periuțe. Periuțe erau făcute naturale, cum și v-am spus, dar s-au schimbat pe periuțe sintetice. De aceea că periuța naturală, ea traumează gingie foarte tare, de aceea că este ascuțită. După asta s-au schimbat.
Deci, după statistică putem să spunem că iacă la noi în municipiul Chișinău, în clinica noastră municipală, s-au adresat anul trecut, s-au adresat mai mult de 100.000 de oameni. Asta e o parte foarte mare, încă dacă să luăm că este partea de cabinete private. Și pot să vă spun că 9 din 10 oameni au ceva probleme cu dinți. Adică sau au carii, sau au probleme cu gingii, sau lipsă de dinți, dar foarte rar când vin oameni și n-au nicio problemă de dinți. De asta, asta e problema așa mondială și tare, mare. Deci, este problemă, o să începem cu carii, asta e cea mai mare problemă, cu ce noi luptăm tot timpul, că sunt carii, sunt complicații de carii, dacă este vreo complicație, vine de extracție sau noi din tăi începem cu tratament endodontic, scoatem nervul, încercăm cumva să-l păstrăm dintele, dacă nu ne reușește, trebuie să-l scoatem dintele. Și după asta ne gândim cum spunem implantul sau spunem proteze ceva, vedem după situația clinică a pacientului. Tot așa este problema și cu igiena cavității bucale. Nu știu cum, în țările dezvoltate este un pic igienă, este pusă din copilărie și este cumva altfel. La noi este tot așa, dar nu așa de dezvoltat, să spunem așa, că 9 din 10 oameni, cred că vin, ei au piatră dentară, au depuneri, mai ales fumători. Fumători vin cu tartru fumatului, adică asta noi vedem foarte des. Despre igienă pot să vă spun că chiar dacă omul periază dinți foarte bine și corect, adică el numai cu periuța dentară nu poate să spele toate bacteriile din gură, adică nu poate să le scoată de acolo și trebuie să folosim ceva adăugător. Ceva adăugător, asta ață dentară și clătituri de gură care noi le avem, sunt încă diferite dispozitive, așa ca irigatori, periuțe electrice, că acum periuțe, noi avem foarte mare gamă de periuțe, putem să le alegem care dorim. Și numai decât trebuie ață dentară de folosit, de aceea că placa dentară din care se provoacă carie, apia, cum să vă spun, ea se începe acolo unde nu e curățit, adică unde au rămas resturi de mâncare, apă acolo se începe placa dentară, placa dentară are pH-ul mai jos decât saliva și în locul ăsta se începe remineralizarea dintelui, demineralizarea dintelui și se începe carie dentară, adică dintele deja nu este așa de protejat cum ar fi trebuie. Între dinți noi nu putem să intrăm cu periuță. De asta este foarte mare parte de carii dentare care se încep între dinți anume. Și aproape 7 pacienți care vin la noi, 7 din 10 cu carii dentare, asta carii între dinți. De asta foarte este necesar să curățim dinții cu ață dentară. Și după asta de clătit gură cu un clătitură de gură, asta e foarte bine că avem și pe limbă, avem și pe felci, avem tot bacterii și dacă clătim gura cu un dezinfectant, e foarte bine, mai ales acum pe perioada asta de coronavirus, când venim acasă, spălăm mâini cu săpun, binișor și clătim gura, asta ar fi foarte bine. Deci sunt foarte multe metode de a curăți dinți. Este metoda lui Leonard, lui Bass, lui Flowns și Charter. Deci, cea mai, așa să spunem, mai mult folosită, asta e metoda lui Charter. Deci, noi avem un model aici, avem model de gură, adică aici este arătat care noi putem să avem probleme în gură, dar pe modelul ăsta o să vă arăt cum trebuie să curățim dinți. Deci, periuța, noi o punem la 45 de grade, la unghiul 45 de grade și la dinți de jos, de la gingie înspre coroana dintelui, noi curățăm în sus, ca peria să intre între dinți. Fix așa noi facem pe dinți de sus, numai că de la gingie în jos. Așa noi curățim dinți măsele, adică, și fix așa noi facem mișcări dinăuntru, de la gingie în sus și fix așa sus, de la gingie în jos. Deci partea ocluzală noi o curățim cum curăță și toți, înainte și înapoi. Și cea mai mare problemă noi avem în zona frontală. În zona frontală noi dacă punem periuța așa, e pur și simplu nu-i ajunge la dinți, noi trebuie să o punem în modul ăsta
Și să scoatem fix așa, de la gingii în sus. Deci, după ce noi am făcut aceste mișcări, închidem gurița și facem așa mișcări rotunde ca să intre și pe gingie, de sus și de jos, și facem așa un masaj la dinți, să spunem, la dinți și la gingii. Ce să mai povestesc? O secundă. Da, sunt tactici pe care mi le-am arătat mai întâi la școală, după care la prima vizită la stomatolog, de obicei prima vizită, întotdeauna este însoțită de o școlarizare. Părinții, atât, nu știu dacă au cunoscut cum corect să spele dinții, pentru că ei foloseau alte metode. Iar pe noi ne-au școlarizat, dar tot ne prindem la ideea că nu respectăm, mai ales dimineața, când suntem grăbiți la serviciu, nu mai respectăm în totalitate nici mișcările, dar nici durata. Pentru că se înțeleg că durata de spălare durata pe dinți este una foarte importantă. 3 minute trebuie să spălăm dinți. Încă foarte este important că trebuie să spălăm seara după mâncare, înainte de somn, și de dimineață după mâncare. Foarte mulți oameni, iacă când discut cu pacienți, îi spun că eu spăl de 2 ori pe zi și când vin la medic stomatolog, adică se vede că nu e corect spălat sau... Și eu le întreb, dacă când de dimineață le spălați? Iacă eu mă scol, spăl dinții și ap mănânc. Și eu le întreb, dar dacă mâncați, oricum rămâne ceva pe dinți și până la masă dumneavoastră îmblați așa. Și adică corect să facem asta, să spălăm de dimineață după mâncare și seara înainte de somn. Și dacă noi facem așa, a bună parte din toată ziua dinții rămân curați. Adică fără depuneri de la ceva mâncare, de la ceva alimentație, dinții rămân curați, gingii sănătoși. Așa mai departe. Deci sunt încă metode de prevenire a bolii la copii. Au fost foarte dezvoltate bolile este la în Uniunea Sovietică. Atunci adăugau flor în apă, adăugau flor în pastă de dinți și în țare. Adică acum nu este așa de dezvoltat, dar pe vremuri era. Deci care sunt factori care, de la care noi avem problemele este cu dinți, cu gingii? Asta alimentație incorrectă, asta obiceiuri vicioase, asta ecologie care noi o avem aici, adică și peste tot. Deci trebuie numai decât să ne alimentăm corect, să avem în alimentația noastră, să avem multe minerale, multe vitamine, multe fibre să avem, că acum este foarte multă mâncare care conține pur și simplu foarte multe glucide. Și glucidii nu ne ajută, adică la să fim sănătoși. Îi ajută la energie, dar nu la sănătate. Deci trebuie să evităm foarte mult zahăr, că zahăr foarte bine ajută la crearea plăcii bacteriane. Și de asta e ca apă, apă dulce, carbogazată, zahăr, adică trebuie să evităm acestea. Trebuie să adăugăm mai multe vitamine, mai multă mâncare sănătoasă, să facem igienă bună și atunci o să fim sănătoși, numai decât. Deci avem aici producte în care conțin vitamine și minerale care sunt bune nu numai pentru cavitate bucală, dar și pentru organism în complex. Care sunt aceste produse? Chiar vreau să vă asta întreb. Pește. Aproape fiecare pește, el conține foarte mult ftor, foarte mult minerale. Asta nuci, diferite nuci, că nuci foarte multe vitamine conțin. Și diferite fibre, adică fructe și legume, exact, da. Deci trebuie încă să evităm obiceiuri vicioase care noi le avem. Asta... Fumatul, în primul rând, că mulți oameni vin și au tartru dentar care se vede că pacientul este fumător, mai ales dacă fumează un pachet de țigări pe zi. Deci, deodată noi vedem așa oameni și noi le spunem că omul obișnuit care nu fumează, el trebuie să viziteze stomatolog odată la 6 luni. Este așa... O regulă pentru control și igienizare. Și dacă ești fumător, ar mai bine să vizitezi la 3-4 luni, odată la 3-4 luni. Că se depune oricum el n-aș spăla dinți, că sunt paste de dinți speciale, dar oricum rămân pe dinți depuneri de la fumat, adică noi le vedem deodată. Și nu este bine nici pentru gingie, nici pentru sănătate în complex. Și alimentația bună, să fim activi,
Să ne odihnim, să dormim cât trebuie, adică asta tot este un complex. Am vrut să vă arăt iaca cazuri care noi avem în clinică, avem și carii dentare, și gingivite, și diferite boli care aparțin nu numai dinților, dar și cavității bucale, mucoasei și celelalte. Și un caz clinic care noi avem, un pacient a venit, el este fumător, iaca la primul slide noi vedem că pacient a vizitat stomatolog un an în urmă, adică pe parcurs de un an, el iaca a avut așa cartină, că noi vedem că pacientul are dinți, ei nu stau în locul lor cum trebuie, adică stau un pic încălciți, de asta și este cauza. Deci, a doilea slide noi am făcut peste o zi, de aceea că după curățării când noi am făcut, gingiile era inflamate, sângera, adică nu era un slide pentru poză. A doua zi, oricum noi vedem un pic de inflamație, dar deja dinți sunt mai sănătoși, mai frumoși și gingia arată palros cum și trebuie să fie. Și trebuie să știm că trebuie să curățăm dinți numai decât să ne le amintem și o să fie tot ok. Să zâmbim frumos și să bucurăm oamenii pe împrejur. Dar dacă nu spălăm dinți, apoi să arătăm cam așa. Așa, vă mulțumim, Maxim. Haideți să facem niște concluzii din ceea ce am auzit. Eu am înțeles că, în primul rând, trebuie să igienizăm corect cavitatea bucală și dinții, să ne spălăm de două ori pe zi pe dinți, dimineața după mâncare și seara înainte de culcare. Exact. Probabil ca să fie exact. Cât mai mult timp, da, pe parcursul acele 24 de ore, să fie exact. Cât mai mult timp cavitatea dinți bucală cu puține bacterii și exact. Cu dinții curați, ca să nu facem placa dentară. Am înțeles că trebuie să periem foarte bine între dinți și aici am o întrebare. Ați pomenit despre ața dentară, ce părere aveți despre periuțele interdentare? Am văzut că se vând în farmacii, deși parcă mi-e frică să le folosesc, îmi pare un moment prea dur poate pentru gingii. Deci periuțe trebuie din tăi de făcut consultație cu stomatolog, dacă nu este, adică să nu facem rău, mai bine rău decât bine pentru periuța dentară. Că oricum, omul, dacă el are un caz clinic, lui necesită, el necesită periuța între dentară, atunci e bine. Dar dacă el are dinți care stau foarte aproape unul de altul, să nu traumăm gingia, pur și simplu. Atunci mai bine cu ața o să întrăm, o să curățim și atât. De fapt, ața dentară este binevenită pentru toți. Da, exact, exact. Încă sunt periuțe intradentare, dar e un pic altfel, asta pentru cei care au breteți. Dacă ai breteți pe dinți, tot așa ca scurăți între breteți, asta ar fi foarte bine. Da, bineînțeles că cei care și-au pus acele plăci sunt instruiți de către ortodont, dacă se numește așa corect. Exact. Am înțeles tot din ceea ce ne-ați relatat că trebuie să consumăm fibre alimentare, vitamine, minerale care se conțin în cantități mari în fructe, legume, în carne de pește sau în pește, mai ales în acel gras de mare pe care noi nu prea îl avem pe teritoriul Republicii Moldova. Nu avem mare. Nu avem mare până când, cine știe ce poate să influențeze. Am înțeles că fumatul este unul din factorii primordiali de risc pentru sănătatea dentară, pentru că el duce la depunere, la formare, de fapt ajută la formarea plăcii dentare. Și aici am o întrebare. Tipul de consum a produselor tutun, țigările clasice sau acum sunt populare țigările electronice, mai sunt populare și sistemele de încălzire a tutunului. Există vreo diferență între aceste metode de a utiliza, de a fi fumător pentru sănătatea dinților? Înțeles. Deci este un studiu făcut în Marea Britanie și acolo în studiu este, adică se discuta despre aceea că cum devine tartru dentar la fumător de țigări, de este obișnuite și cum devine tartru dentar la fumător de este aparate din încălzirea tutunului. Așa. Deci este diferență, adică la cei care fumează țigări simple, acolo devine mai mult tartru, mai mult depuneri și acolo foarte multe smole, cum se spune. Smoală. Da, smoală. Dar la cei care fumează dispozitiv de ăsta care încălzește tutun, acolo mai puțin. Adică este așa un studiu, puteți să-l găsiți în internet, dar este diferență.
Așa, deci țigările clasice ar fi mai rău, deși noi vă îndemnăm să renunțați la orice tip de utilizare a produselor de tutun, dar dacă e să vorbim despre reducerea riscurilor pentru sănătate, poate e mai bine pentru sănătatea dinților cel puțin, nu și pentru sănătate în general, să folosiți metode alternative. Dar cel mai bine de nicăieri de evitat, de folosit un măr. Ce vă îndemnăm noi cu mare plăcere. Da. Maxim, eu vă mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să mai îndemn încă o dată toți cei care ne vizionează să expediați întrebări în comentarii, în chat acolo online, iar noi ne vom strădui să le filtrăm și poate să le adresăm vorbitorilor noștri, așa ca fiecare să afle informația de care are nevoie pentru sănătate. Maxim, noi îți dorim multă sănătate. Mulțumim. Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră și că ați venit cu idei, cu tactici de a îmbunătăți sănătatea dinților și, desigur, să faceți persoanele să zâmbească mai frumos. Cu mare plăcere. Ceea ce faceți în fiecare zi și vă dorim și în continuare mult succes. Mersi mult, domnule. Stimați internauți, așa se zice că toți sunteți conectați online, noi vom reveni în scurt timp cu un nou invitat. De data aceasta o vom invita pe doamna Natalia Grate, specialist în dermatocosmetologie, care ne va învăța cum să avem grijă de sănătatea pielii și care sunt acele greșeli, acele obiceiuri vicioase care ne pot influența negativ la starea pielii. Rămâneți alături de noi, revenim în câteva clipe. Noi am revenit în platou, stimați prieteni, și după cum v-am promis, vom vorbi despre sănătatea celui mai mare și celui mai greu, de fapt, organ din corpul uman. După părerea mea, este și cel mai important organ din corpul nostru, pentru că ne creează o barieră între lumea exterioară și lumea internă. Este cel organ care se face responsabil de protecția organismului împotriva agresorilor biologici, fizici, mecanici, dar nu în ultimul rând influențează și la aspectul estetic al fiecărui om. V-ați dat bine seama că vom vorbi despre sănătatea pielii și avem invitat doamna Natalia Grate, dermatocosmetolog, care ne va ajuta și are o prezentare cu un titlu foarte interesant, Crimele pe care le facem zi de zi împotriva pielii noastre. Natalia, vă spunem bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Da, astăzi prezentarea mea o să fie așa, cu un fluid un pic filosofic, pentru că vreau să abordez obiceiurile nocive, care sunt, de fapt, mod de viață. Și modul de viață ne-l formăm noi. Și asta nu sunt doar chestii care se repetă uneori, ele sunt permanent. Deci, cel mai important este prevenirea, nu tratamentul, în orice, la fel și în menținerea sănătății. Eu mă ocup cu ceea ce mențin oamenii mai tineri și frumoși și sper că le aduc o notă de bucurie în acest sens. Și vreau să zic că toată lumea vrea să trăiască cât mai mult, dar să nu îmbătrânească și să moară tineri. Sau să nu moară deloc. Sau să nu moară deloc, da. Nu, în fine, totul este ciclic. La fel cum viața, moartea, ziua, noaptea, da? Anotimpurile sunt ciclice, noi suntem acum în iarnă și iarna tot aduce anumite schimbări, cât climaterice, cât și în modul nostru de viață. Vrei, nu vrei, te alimentezi altfel, te îmbraci altfel și pielea la fel are nevoie de o îngrijire specială, nu doar
în sens interior. Deci pielea, cum ai spus și tu, Eugen, este o barieră. Noi suntem separați de mediul extern. Și totul ce este în interiorul nostru se va răsfrânge și în exterior. Cum ochii sunt oglinda sufletului, așa pielea este oglinda sănătății, nu? Absolut de acord. De aceea, revin la tema ciclității. Iarna, acum suntem în iarnă, este perioadă rece. Bine, nu sunt iernele cele cu troiene din copilăria noastră, dar oricum ele sunt reci și aduc tot schimbări la nivelul pielei, care nu reușește, din păcate, să se adapteze atât de repede la toate schimbările care se întâmplă. Cum și imunitatea noastră, responsivitatea la toți factorii externi, da? De care noi trebuie să avem grijă, cum și în cazul la tot ce se întâmplă acum în lume, da? Menținerea imunității este o chestie importantă. La fel și menținerea barierei noastre, care este pielea. De aceea, iarna, nu uităm să hrănim pielea cu substanțe nutritive. Deci, astea sunt cremele, care o să fie un pic mai consistente, care o să aibă în compoziția lor uleiuri, uleiuri de vitamine, cum este vitamina A și E. La fel, va fi foarte important să nu uităm să protejăm pielea față de soare, că el oricum este. Da, nivelul de ultraviolet și UVA și UVB nu sunt atât de active, dar oricum ele sunt. Mai ales că iarna este perioada excelentă pentru a avea grijă de piele, pentru a face proceduri de întreținere. Și încă o dată revenim la barieră. Menținerea barierei hidrolipidice este una din cele mai importante chestii, da? De care trebuie să avem grijă. Deci, crema e una, alimentația este a doua și procedurile care sunt nemijlocit efectuate de către specialist în saloane sau centre de medicină estetică. Așa. Aici am un slide, din păcate nu este auditoriul cu care să comunic, așa că eu Dar ei sunt acolo în spatele camerelor, okay. Sunt ochi și urechi, ceea ce vorbim noi. Dar aici nu pot să am un feedback de la ei. De ce o să te întreb pe tine, Eugen? Am aici o poză, prezentarea. Așa. Așa. Văd și o poză. Asta seamănă din publicitățile acestea, la până la da. Și după acțiunea unui... Păi asta am vrut să aflu. Care e părerea despre poze? E până este... după, e... Da, este aceeași ceva? Doamnă, aceeași dar cu doamnă. Grad diferit de sănătate, de tinerețe a pielii, de fapt. Deci pe poza din stânga seamănă să fie mai în vârstă, pielea mai bătrână, să-i spun așa cum este, și pe cel din dreapta pare să fie mai tânără. Dar după cum le-ai amplasat în ordinea asta, să înțeleg că este până la și după proceduri și îngrijire corectă. Da, dar nu e chiar așa. Sunt două persoane diferite, dar sunt gemene, care de fapt au trăit în medii diferite și au avut obiceiuri diferite și supunere respectiv la factorii externi. Deci genetica lor este în mare parte aceeași, bine, nu poate să fie 100%, dar oricum, în mare parte aceeași. De aceea și este foarte relevantă această poză, cât de mult noi suntem influențați de factorii externi, nu doar de genetică. Încă o dată menționez că diferența este mare. Deci semnele de îmbătrânire la persoana care este poziționată în stânga, fotografie din stânga, sunt bine vizibile toate semnele de foto îmbătrânire, unde este pigmentație, îmbătrânire tip microridat și gravitațional la fel. Și cealaltă nu are până când aceste semne. Deci factorii externi sunt de monitorizat și ne stă nouă în puteri să facem acest lucru. Și revenind la iarnă, este de dorit, bineînțeles, să avem grijă, pentru că iarna, cum am spus, clima este mai rece, suntem supuși gerului, suntem supuși vântului, iar în încăperi este schimbarea aceasta de temperatură foarte bruscă. Deci în încăperi aerul e uscat și cald, în afară este, bine, ger sau rece.
De aceea, aceste dezbateri climaterice, bineînțeles că o să influențeze și aspectul pielii. Revenind la îngrijire, timpul de iarnă este acel timp care ne oferă posibilități de a efectua manipulații sau îngrijiri, da, atât acasă cât și în saloane sau în centre de medicină estetică. Și una din procedurile de bază care se face, se practică și se indică, asta este exfolierea. Peelingurile numite peelingurile, da, numite în popor, scraburi, toată lumea știe de scraburi. Nu, tu ca dermatolog știi cel mai bine că pielea aia tot are un ciclu a vieții, cum am început și prezentarea. Și turnoverul celular care este de la celulă tânără până la moartea ei e aproximativ de 28 de zile. Da, o lună le spunem noi și la studenți ca să nu uite. Da. Dar cu vârsta el crește acest ciclu și se întinde și până la 2 luni în îmbătrânire, da? De ce exfolierea? Ea o să ducă la întinerire, pentru că o să stimuleze celulele tinere pentru regenerare și o să dea un aspect mai tânăr la suprafață, exfoliind celulele moarte, respectiv și pielea o să respire mai bine și o să acapareze toate elementele care noi mai departe le aducem sau pe care pacientul sau clientul o să le introducă în îngrijirea lui sistematică. Deci, exfolierea poate să fie atât acasă, cât și de către specialist efectuată, în dependență de scopurile urmărite. La fel, în timpul de iarnă sunt indicate proceduri de luptă împotriva anumitor probleme inestetice, cum este pigmentația sau cuperoza, pentru că orice manipulație de acest gen o să ducă la sensibilizarea pielii față de soare, iar deoarece iarna, totuși soarele nu e atât de activ, este indicat anume acest sezon, recea anului. La fel, modelarea corporală, de ce nu? Ea trebuie să fie efectuată în perioada rece, nu când ne trezim în primăvară cu surplus de greutate și într-o lună vrem schimbări minunate în vară să fim frumoase pe plajă. Da? Sper să ajungem pe plajă și care urmează să nu fie multe interdicții. Sperăm. Și îngrijirea de acasă, care începe cu spălarea elementară pe față, dar să fie corectă, și terminând cu demachierea și aplicarea cremei de noapte. Nu uităm niciodată de protecția solară, care, bine, poate să nu fie tot cu un filtru atât de mare ca și vara, dar oricum, 20-30 factori de protecție pe iarnă trebuie să fie. Mai ales în cazul în care facem proceduri cosmetice. Așa. Nu, din exfolianți, așa să pun o claritate, pentru că peeling-ul face parte din exfolianți. Dar ce ar putea să facă oamenii acasă și care sunt procedurile care poate, pot să le efectueze la un salon specializat? Da, acum, în principiu, în ziua de azi, posibilități sunt foarte multe și acasă oamenii pot să aibă grijă destul de bine, dar poate cu o ghidare mică, da, de către specialist, care să aleagă compoziția acelor loțiuni sau soluții tonice sau creme. Și nu uităm notare despre lene, da? Este lene, mult mai ușor să te adresezi la un specialist care o să facă toate procedurile în locul tău. Și calea aceasta mai simplă este favorită. Cel mai bine când este simbioză între ambele, îngrijirea acasă și ghidarea specialistului. Atunci și rezultatele sunt frumoase și nu periculoase, pentru că pot fi și reacții adverse. De aceea, mai ales vorbind despre exfolianți, ele pot crea reacții adverse utilizând, fără a cunoaște aceste momente, desinestătător. Deci, exfolianți pot fi fizici și cel mai des aceștia se utilizează în condiții de casă. Aici sunt și brașurile, și scraburile, buretele, tot poate fi utilizat, anumite măști. Dermabraziunea și laserul se execută de către specialist și provoacă o exfoliere mai profundă. Din ăștia chimici, astea sunt peelingurile, în special cele mai populare sunt alfa-hidroxiacizii și beta-hidroxiacizii. La fel și acidul trichloracetic, retinolul,
care vor provoca un peeling mai profund. Deci regula este de fapt că cele superficiale le puteți face și acasă, uh-huh. iar cele profunde, desigur, doar în clinicile da. Dermatologice sau saloanele de cosmetologie. Da, și monitorizate de către specialist cu îngrijirea post-peeling, gata, acasă. Și încă o dată protecția solară. Chiar și în perioada rece anului. Chiar și în perioada rece anului, da. La fel, nu uităm de hidratare și de menținerea metabolismului celular. Pentru aceasta sunt proceduri de gen mezoterapie, biorevitalizare, care o să aducă nemijlocit în stratul de regenerare acele substanțe și microelemente, aminoacizi, antioxidanți și așa mai departe, pentru o dezvoltare și creștere armonioasă a stratului bazal a pielii. Da? Nu uităm încă o dată de protecția solară, revin, pentru că modificările care sunt și nu repet asta, nu obosesc să repet pacienților de acest moment, pentru că nu doar bronzul sau pigmentul apărut este acel minus. Dar sunt schimbări la nivel de nucleu de celulă, la nivel de ADN, care o să provoace acele schimbări, care nu sunt vizibile imediat, dar uneori chiar peste ani de zile, ca și o bombă de reactivitate înceată, deci care o să dea acele îmbătrânire de tip microredat, pigmentație cu care e foarte greu să lupți pe viitor. Deci se dezbate tot metabolismul celular. De aceea factorul de protecție trebuie aplicat și în cazul în care mergeți și iarna, și în cazul în care mergeți la munte în special. Așa. Nu, schimbările vârstnice, evident că nu țin doar de exterior, doar de piele. Și acel rid care îl detectăm nu este doar el, schimbarea cea vârstnică care ne denotă. Dar ele sunt, evident, din profuzime. Toate organele suferă schimbări vârstnice. Dacă vorbim de față, schimbările sunt la nivel de craniu, deci asta este aplatizarea osului, la fel suferă o osteoporoză, da? Ca și toate celelalte oase. De ce consumul de vitamina D3 și calciu sunt necesare, în special femeilor? Așa. O să fie schimbări, evident că în mărirea orificiilor craniului, orbitei, orbita o să se dilate în mod sagital, ochiul se înfundă, apare excesul de piele a pleoapelor la fel. Da? Dacă vorbim de treimea medie, se aplatizează osul zigomatic, pachetele de grăsime se atrofează și coboară în jos sub gravitație, unghiul mandibular devine mai obtuz în loc de drept, da? Deci se ascuțesc toate trăsăturile feței și așa, aspect de babă hârcă pe viitor se primește. De aceea și menținerea aspectului pur și simplu exterior a pielei nu constă doar în lucru cu pielea, dar și cu țesuturile care vin dedesubt. Revenim încă o dată și la menținerea sănătății din nou, da? Și la obiceiuri. La ceea ce putem influența, de fapt, ceea ce ține de comportamentul nostru zilnic. Și asta este foarte important. Teoriile îmbătrânirii sunt multe în ziua de azi, da? Nu, oricum, ele sunt divizate în mari, două rubrici, da? Rubrica grupuri. Sau grupuri, da? Genetica, cu care ne naștem și cu care venim și care influențată poate fi foarte greu, și factori externi, care noi putem să influențăm și totul ne este în putere dacă este conștientizare și dorință. Cum întreținem frumusețea și prelungim totuși tinerețea? Obiceiurile, bineînțeles. Nu fumatului, pentru că fumatul o să ducă la anumite schimbări la nivel de piele. Asta o să fie și la nivelul culorii pielii, la nivelul texturii, apariția pigmentațiilor la fel, apariția ridurilor mimice în jurul gurii, da, chisetul, care femeile nu și-l doresc ca regulă. Și bărbații nu și-l doresc, de da, fapt. Da, bineînțeles. Așa. Nu consumul în exces alcoolului tot, bineînțeles. Da?
Alimentația echilibrată și corectă pentru fiecare, individualizată, pentru că noi suntem constituții diferite, mod de viață diferit. Deci aportul de kilocalorii, bineînțeles că este important, dar și alimentele care le consumăm tot trebuie să fie ghidate după fiecare individual, părerea mea. Pentru că nu poți să consumi ceea ce nu-ți place, nu? Deci nu poți să te privezi în general și să te dai 100% cu regulă, că uite, asta e bine și punct. Atunci nu ai nicio satisfacție și plăcere, dar totuși plăcerea gustului ea este, nu? Trebuie să fie. Da. Hidratarea corectă, clar că este o necesitate pentru a menține frumusețea și tinerețea pielii, dar nu este neapărat consumul ăsta de 2 litri jumate pentru toți. Fiecare are doza lui zilnică necesară, în dependență de masa corporală. 300 de mililitri pe 10 kg corp este suficient. Adică 1000 până la 1 litru jumate este suficient. Altcuiva o să fie, mult prea puțin, mult 2 litri. Mult prea puțin, da. Așa. Mișcarea, sportul, sigur că influențează și frumusețea. Evitarea expunerii la ultrafiolet, nu mă mai opresc aici, că am vorbit destul. Controlarea greutății, deci indicele masei corporale, bineînțeles că este important și el influențează nu doar partea estetică, dar și sănătatea, pentru că obezitatea duce la multe alte consecințe, da, ce privește sănătatea. Nu, și evident că știind anumite predispoziții, cunoscându-ți organismul, tu poți să previi anumite maladii pentru care ești predispus, știind genetica, genetica părinților deja, da? Aceste momente sunt de controlat și de prevenit. Dar nu tratamente de sine stătătoare, adică tot e binevenit să fie ghidat cu un specialist, cu un doctor și menținerea sănătății pielii repede de către specialist, cosmetologul dumneavoastră. Așa. După cum spune Faina Raniewska, care are ei umor aparte, ce folos este să faci operația plastică dacă canalizarea oricum e veche, stricată, da? Deci menținerea sănătății, evident că e și frumusețe, evident că ea trebuie să fie și din interior, ea nu poate fi doar în exterior. Bineînțeles că sunt maladii care duc la deces, și sunt, dar sunt real de prevenit în ziua de azi, anume prin modelarea obiceiurilor nocive. Același infarct al miocardului, AVC-urile, accidentele vasculare cerebrale, tromboemboliile, fracturile osului femural, da? Ele sunt de prevenit, doar că nu atât de simplu. E mult mai simplu să te adresezi la specialist când deja ai o stare acută, și să ceri acea pastilă magică care să facă minuni și să rămâi pe acest... Înapoi. Da, și e mult mai greu să faci o sistemă din viață, să te apuci să faci sport, să mănânci sănătos. Asta e mai complicat. Și totuși 40% din letalitate sau decese sunt de evitat, adică este posibil de evitat. Gerontologia și savanții în domeniul dat aduc la cunoștință că organismul uman, în mediu, poate trăi până la 120 de ani. Așa este programat. Așa este programat, dar mai puțin ajung. De aceea noi venim, și medicii probabil toți, da, vin cu ideea de concepția minimalizării anumitor riscuri, dacă ele nu sunt posibil de evitat. Asta privește iarăși, din nou, repet, și deprinderile. Dar noi suntem dependenți de modul de viață pe care ne-l alegem, da, dar aceeași profesie, da, care oricum duce anumite poziții vicioase, sedentarism, și noi nu putem să evităm, sau anumit regim lucru de noapte, deci noi nu putem să schimbăm lucrurile acestea. Deci trebuie să ne adaptăm la situații. Și schimbând plăcerile. Același consum de zahăr, da, el este plăcut, dulcele întotdeauna aduce o satisfacție, dar dacă înlocuim cu ceva mai sănătos acel dulce, o să rămână tot aceea deprindere, dar un pic mai sănătoasă.
Așa. Sau, de fapt, se obișnuiește. Se obișnuiește omul și cu acel ceai sau cafea fără zahăr, deși l-a consumat 30 de ani până acum. Ține de obișnuință și omul chiar este un organism care se obișnuiește destul de rapid, relativ rapid, cu toate schimbările. Doar cineva, să fie dorință să devenim mai sănătoși. Da, conștientizare, cred că e cel mai important aici. Atunci când ne alimentăm corect, respectiv, sunt de prevenit și foarte multe patologii. Deci, în cazul, dacă vorbim de obezitate, în cazul în care persoana slăbește cu 10 kg, se duce la scăderea letalității cu 20%. Adică scade și tensiunea arterială, diabetul zaharat, tot se reduce. La fel, toate analizele care sunt, pentru că asta este o statistică efectuată, da, prin anumite analize și investigații. Și se zice că, iarăși, scăzând în greutate cu 10 kg, noi putem reduce mortalitatea generală peste 20%, mortalitatea legată de diabet zaharat peste 30%, legată de obezitate peste 40%, tensiunea arterială sistolică scade cu 20 mm coloană de mercur și reducerea profilului lipidic, adică colesterolului și a trigliceridelor. Victoria proprie este atunci când putem totuși schimba ceva în modul nostru de viață. Dar schimbarea modului începe de la gândire. Nu? Deci, semănând un gând, noi cultivăm o faptă. Semănând o faptă, noi cultivăm respectiv o deprindere. Iar deprinderea ne schimbă caracterul, iar caracterul poate să schimbă o soartă. Deci este important să facem obiceiuri sănătoase. După cum spunea încă Ștefaneț, dacă ți-aduci aminte tu din facultate, omul este corp și suflet. Nu poate fi aparte. S-a memorizat asta pe toată viața și cu asta merg înainte. Nu poate să fie omul frumos din exterior și urât din interior. Trebuie să fie o simbioză sau invers. El poate să fie aparent frumos, dar în comunicare sau pe parcurs ies altceva, da? În oglindă. De aceea, menținerea acestei balanțe între suflet și corp este importantă pentru frumusețea la fel. Și după cum spunea Coco Chanel, poți să arăți bine la 30 de ani, datorită geneticii, iarăși, fabuloasă, da, sau încântătoare la 40 de ani și irezistibilă pentru tot restul vieții, dacă ai anumite deprindere. Natura îți oferă fața pe care o ai la vârsta de 20 de ani, iar viața îți modelează fața la 30 de ani, dar la 50 primești fața pe care o meriți. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Și noi îți mulțumim foarte mult, dar zic să facem o concluzie foarte scurtă, final. Care sunt obiceiurile nesănătoase care cel mai mult influențează negativ sănătatea pielii? Deci am vorbit fumatul, alcoolul, un exces. Deci tot ce ține în general de excesuri, chiar și un lucru pozitiv în exces poate să ducă la rezultate negative. Prea mult zâmbet, oricum riduri, da? Nu, zâmbet niciodată nu e prea mult. Deci fumatul, alcoolul, îngrijirea incorrectă. Asta este unul din obiceiuri care trebuie modificat. Deci îngrijirea, începând cu spălarea feței dimineața. Oamenii nu cunosc elementarul. De ce spălarea cu substanțe potrivite tenului dumneavoastră? Tenul tot este diferit și individual și tot este supus schimbărilor ciclice care se întâmplă permanent. Și produsul poate fi cel mai scump, cel mai bine ales, dar dacă pielea nu primește, da? Deci sunt anumite manifestări, pur și simplu ghidați-vă după senzațiile care sunt. Fiți atenți la schimbările care sunt și respectiv din piele tot, de pe piele. Da? Obiceiurile nocive la fel, ele o să țină și de alimentație, pentru că pielea, am spus, este oglinda sănătății, da, a sistemului digestiv în special, pentru că foarte multe probleme, erupțiile, da, care apar, tot sunt legate și cu alimentația. Nu, îngrijirea incorrectă e una din, totuși obiceiuri nesănătos pentru piele.
Exact. Mulțumim foarte mult, Natalia, că să concluzionăm, mai amintim acele postulate de la începutul prezentării. Într-adevăr, nu uitați, stimați spectatori, stimați internauți, să hidratați corespunzător fața, să consumați și acei 2 litri sau calculați conform masei corporale câtă cantitate de apă aveți nevoie să consumați pe zi și, desigur, protecția împotriva radiației ultraviolete, care este unul, probabil, din cei mai influenți factori care duc la îmbătrânirea cutanată. Deci, amintiți-vă și surorile gemene, da? Cineva poate a stat, a lucrat în oficiu și cineva a lucrat în aer liber și asta influențează foarte mult schimbările. Natalia, noi îți mulțumim mult că ai acceptat invitația noastră, mulțumim mult pentru prezentările, foarte inspirate de altfel și filosofice și sper că am reușit un pic să vă schimbăm comportamentul și modul în care o să îngrijiți de piele, așa că să fiți mai sănătoși. Și iată, în final a venit și o întrebare din internet. Bună ziua, eu am 2 întrebări, doamna Natalia, spuneți-vă rog cum trebuie să îngrijesc pielea, cum trebuie să îngrijească pielea bărbații. Este vreo diferență? Diferența e de sex doar, da. Sigur că pielea trebuie îngrijită, bineînțeles, și bărbații tot trebuie să fie atenți la toate schimbările care se produc, cât din interior, cât și exterior pe piele. Dar vreau să spun că bărbații se mențin mult mai ușor decât femeile. Probabil sunt legate totuși aici ciclurile astea hormonale, care totuși femeile sunt mult mai supuse. Pielea este totuși mai subțire la femei și exfolierea bărbații o fac zilnic când se rad pe față. Unii. Așa este, dar de fapt... Deci aceeași îngrijire, protecția solară, că atunci când este și expunerea rațională la soare. Deci când ne bronzăm, sunt anumite ore, protecția solară la plajă și toată vara și inclusiv iarna, în cazul în care mai ales se execută anumite proceduri. Deci exfolierea pentru bărbați tot este indicată, protecția solară tot, hrănirea pielei cu creme nutritive și hidratarea la fel de necesară ca și pentru femei. Mersi. Și tot Valentin întreabă, ca un specialist, dați un sfat. Eu sunt fumător, spune Valentin, cu un staj, cu o vechime foarte mare și nu pot să refuz. Deși o să vorbim și despre acest subiect astăzi. La mine au apărut pigmente, deci probabil pete pigmentate. Ce pot să fac eu? Mulțumesc! Da. Exact acum e timpul favorabil pentru lupta cu pigmentația. Exfolierea una din metode, sunt creme de îngrijire acasă cu proprietăți de înalbire, aceiași acizi care sunt indicați în tratamente, sunt și proceduri cu ajutorul aparatajului, cum este fotoînlăturarea pigmentului sau cu ajutorul laserului, da? Dar oricum asta se face sub monitorizarea specialistului. În condiții de casă, acestea sunt creme pe bază de acizi ca regulă. Și protecția solară neapărat, în cazul în care este pigment. Vă mulțumim încă o dată foarte mult. Dragi prieteni, în continuare vom invita un medic cardiolog și vom discuta împreună despre problemă foarte actuală și anume infecția cu noul tip de coronavirus și cum ar influența această infecție pentru oamenii care suferă de maladii cardiovasculare. Rămâneți cu noi în câteva clipe, revenim cu domnul Eugen Calenici.
Dragi prieteni, am revenit în studio. În ultimele 9 luni, toată omenirea este supusă unui nou pericol de infectare cu coronavirus de tip nou, COVID-19, cum noi îl numim. Și necătând la faptul că în zilele de astăzi suntem mult mai bine informați despre această viroză și știm mult mai bine să luptăm împotriva ei, totuși mai există persoane care nu cred în existența virusului. Pe de altă parte, există și cealaltă extremă de oameni care au o frică foarte mare, mai ales cei care suferă de diabet zahărat sau de boli cardiovasculare, hipertensiune, care se zice că s-ar afla în grupul de risc și asociază acești oameni starea infecției cu coronavirus cu stări neapărat foarte grave și cu deces. Adevărul este undeva la mijloc, iar amănunte și mai multe informații despre cum suportă infecția COVID-19 oamenii cu patologii cardiovasculare vom afla de la medicul cardiolog de la Institutul de Cardiologie, domnul Eugen Calienici. Te salutăm, bine ai venit la noi în platou. Bine v-am găsit. Bună ziua, dragi telespectatori, bună ziua, Eugen. În primul rând vreau să vă spun că virusul există, deci adică speculațiile care s-ar putea să fie manipulate de cineva că nu există sunt absolut false. Virusul acesta a fost cunoscut și de mai mult timp. Acum, datorită ștamului acesta nou și virulenței, adică contagiozității mai mare, el a devenit mai vestit, așa să spunem. Dar dacă să spunem, să luăm date din istorie, virusul primar a fost depistat, așa să spunem, din 2002. Atunci a provocat doar răceală nesemnificativă, fără decese multe. A evoluat în 2012 deja în afectarea în Orientul Mijlociu, în Arabia Saudită. Deja au avut un prognostic deja mai rău pacienții care au fost infectați și în finele anului 2019 deja am văzut și pe acest virus care noi îl vedem acum în plină amploare. Ceea ce ține de virusii care în genere sunt, ele sunt 7 tipuri de virus, care, din care 3 sunt mai contagioși pentru oameni. Ceea ce trebuie să știe populația este că este căile de transmitere, că în majoritatea este căile aeriană, adică prin tuse, strănut, deci dacă persoana a pus mână la gură și pe urmă s-a salutat cu cealaltă persoană efectiv, este tot o cale de transmitere. Deci este foarte important, cred că s-a discutat de mai multe ori, și purtarea măștii și igiena personală. Dacă să spunem despre simptome, despre ce pacientul poate să simte, poate când este infectat, deci în primul rând trebuie să știe că perioada de incubație, adică de la, de exemplu, contact cu persoana care este cu virusul acesta, până la apariția deja simptomelor, este de la 2 până la 14 zile. Deci cel mai des e la mijloc, în jur de 7 zile. Și variantele de desfășurare a bolii de asemenea sunt de la ușor, de la practic gravă, pacienții care stau la aparate de ventilație artificială. Din simptomii la care trebuie să atragă atenție, oricum, ele sunt foarte asemănătoare cu cele de gripă, de infecție respiratorie virală acută, este febră, este tuse seacă de obicei, oboseală, poate să simte dureri musculare, este vehiculat și ideea aceasta de pierderea mirosului, o idee care, deci din diferite surse apare procentajul diferit de simptomul acesta, de manifestarea aceasta, de la 30% până la 86%. Deci drept vreau să spun că 86% de infectați au fost cu forma ușoară sau medie. Adică nu se referă deci, la cea gravă, aici pierderea mirosului nu este, să spunem, că un simptom principal. Sigur că este foarte important la apariția primilor simptomelor pacientul să adreseze la doctor. Deci fie prin telefon, fie prin ambulanță, adică telefon mă refer la doctor de familie, fie apelarea la ambulanță. Ca factor de risc, cine trebuie să fie foarte atent, extrem de atent? Sigur că asta sunt pacienții sau oamenii vârstnici. Vârsta peste 60 de ani este un grup de risc mai mare.
Din, dacă să spunem după sex, bărbații sunt mai predispuși la infectarea cu noul virus. Loc de trai, oamenii care trăiesc în comunitatea mai restrânsă au șanse mai mari la infectare. Obiejii, deci supraponderali, pacienți, adică oamenii supraponderali, au un risc mai mare cu părere de rău. Și boli cronice, deci diabet zaharat, după cum ați menționat dumneavoastră, hipertensiune arterială, ceea ce ține de domeniul cardiologiei, boli cerebrovasculare, ictus în anamneze, insult, cum s-ar spune în rusă, sunt pacienți care au un risc sporit de morbiditate, adică de a se infecta. De ce trebuie să știm? Apropo, am citit ceva o informație așa mai deosebită, că oamenii cu grupă de sânge 2 sunt, da, deci, adică sunt mai mult în grupa acestor infectați. Și oamenii cu prima grupă sunt mai puțin afectați de virusul acesta. Deci e așa o informație interesantă. Măcar că oamenii de știință încă nu știu deci, care este mecanismul, este problema ceva la nivel genetic sau la nivel de sistemul imun, anume la aceste persoane. La deces, dacă să spunem, adică să vorbim despre prognosticul a unui pacient infectat, de asemenea influențează mai mult factorii de comorbidități preexistente, adică boli care deja are omul acesta înainte de a se infecta, adică hipertensiunea, deci boli renale, deci pacienții oncologici de asemenea sunt la un risc mai mare, pacienți cu imunosupresie, adică probleme cu sistemul imunitar, deoarece până acum nu este foarte clar toate mecanismele prin care se desfășoară și ce duce la gravitatea mai mare. Da? Sunt doar studii care observă că, uite, la grupul acesta de pacienți merge mai rău, sunt la un factor, adică la risc mai mare. Deoarece se presupune că este afectarea sistemului imun, adică nu numai decât a virus, adică infectarea cu virus și replicarea virusului, numărul mare de virus în organism, dar răspunsul imun contează foarte mult. De aceea, chiar și în tratament, o să vorbim mai târziu, sunt preparate care sunt din grupul imunosupresorilor, adică preparatele care supresează imunitatea, inhibă imunitatea propriului organism, care uneori reacționează exagerat. Formele am discutat, ceea ce ține de tratamentul, tot. Datele sunt foarte, da, contradictorii, sunt preparatele antivirale care deci, se utilizează în tratamentul, care spune Organizația Mondială a Sănătății că, uite, e ok, acesta puteți să-l folosiți și folosiți, vă rog, dar da, după ceva timp spune că dar eficacitatea nu este așa de înaltă cum noi inițial ne gândeam, măcar că deci, ar trebui să acționeze după mecanism, ar trebui să fie bine, dar nu este efectul acela scontat. Bine, preparatele antivirale, cred că deja doctorul știe cine indică tratamentul, că nu recomandăm niciodată, deci de sine stătător pacienții se trateze, că poate să confunde ușor cu infecția respiratorie, adică ca gripă, ceva mai simplu. Și toți sunt foarte alertați și deodată beau și antibiotice. Moldovenii iubesc foarte mult antibiotice, cum ceva curge nasul, ceea ce nu este absolut corect, până la moment până în care pacientul nu știe ce este într-adevăr. Este o viroză banală, este o infecție, adică pneumonie. Da, exact, sau pneumonie de origine bacteriană. Bine, la origine bacteriană poți să folosești antibiotici, dar oricum trebuie să le prescrii doctorul. Nu e niciodată o urgență. Antibioticele nu sunt niciodată o urgență, chiar și în infecțiile bacteriene. Noi întotdeauna avem 2-3 zile ca să ne lămurim. Este infecție bacteriană? Exact. Nu se începe de la prima zi, de la temperatura de 37,4-37,5, nu se începe. Nu. Deci organismul trebuie să lupte, sistemul imun trebuie să dea un răspuns. Altfel, dacă noi deodată îl supresăm cu medicamentele, deja mult mai greu pe viitor. Tratamentul este deseori simptomatic, paracetamolă pentru scăderea febrei, deci alte
Антиинфламатори нестероидиени, да. Макар că la ibuprofen tot era cu precauție, dar din ultimele date care eu m-am informat, deci deja se permite și da. Și deja, în dependență de formă, se folosesc, cum am menționat, și medicamentele imunosupresoare. Dar, deci aceasta ține deja la tratament, la sigur că pe spital, preparatele sunt extrem de scumpe și deci se folosesc în așa numită uragana, stormul citochinic, da, furtuna citochinică. Deci, dar aceasta se întâmplă deja la pacienții care se află în stare de obicei critică sau foarte gravă. Ca să fie mai ușoară informație, la foarte puțini pacienți care ajung să fie spitalizați în secția de terapie intensivă. Foarte puțin. Exact. Ceea ce aș vrea să menționez, am menționat ceva și mai înainte, de grupuri speciale de pacienți. Acestea sunt pacienți cu sindrom coronarian acut, deci ceea ce ține deja, deci de infarct propriu zis. Pacienții trebuie să fie ajutați, deci ei nu trebuie să ezite să sune ambulanța, deoarece chiar dacă sunt infectați, deci doctorii au sistemul de protecție, dar oricum trebuie să fie tratate. Apropo, a fost elaborat și protocol național care stipulează toți pașii, cum trebuie să acționeze, cum se îndrepte, care este tratamentul. Adică ceea ce s-a observat în lume și în Moldova, că deci, numărul adresării pacienților, per total, deci, a scăzut. Deci este un semn alarmant, adică pacienții cardiași, de exemplu, sau de alt gen, sau oncologi, n-au dispărut. Adică eu continuă să aibă problema lor, însă nu se adresează. Și asta tot poate să joace un rol negativ. Acum nu se coate așa tare, deci Ministerul Sănătății sau statistică, câți oamenii decedează de la patologie cardiovasculară pe acasă, neadresându-se. Aceasta tot este important de menționat, dar asta e un trend, așa să spunem, mondial. Da. Pacienții cu hiperlipidemie, pacienții cu diabet zaharat sunt la un grup de risc. Deci ei trebuie să adreseze doctorului dacă ceva există dificultăți, adică agravarea stării, numai decât să consulte cu doctorul, deci, ca să fie indicat tratamentul. Despre tratamentul antihipertensiv s-a dovedit că pacienții care deja primeau tratament, de exemplu, pe parcurs, în comparație cu pacienții hipertensivi care nu primeau tratament, au rezultate mai bune, adică suportă formele mai ușoare de COVID chiar dacă se infectează. De aceea este important totuși să-și primească medicamentele, dacă nu este, de exemplu, dacă pacientul este știut că are probleme cu tensiunea arterială, e mai bine să adreseze din timp și să înceapă a primi tratamentul acesta, decât să înceapă a primi tratament deja când este infectat, când prognosticul este mult mai rău. Dacă îmi permiți, o să te întrerup pentru o întrebare. Noi am observat la pacienții care suportă infecția cu COVID, fie cu pneumonie, fără pneumonie, la o anumită etapă tensiunea arterială scade pe o durată de câteva zile, uneori chiar o săptămână și mai mult. Deci ei fiind trăind cu tensiunea normală 130/85 medie sub tratamentul antihipertensiv, în timpul infecției cu COVID tensiunea scade până la 110, la 80, chiar simt și simptome de hipotensiune, poate amețeli sau asta. Este întrebarea cât de frecvent sau pacienții care suportă infecția acasă trebuie să-și monitorizeze tensiunea, stopează tratamentul antihipertensiv dacă tensiunea a scăzut sau sunt unele preparate care pot să le evite din tratamentul de zi cu zi și altele care pot fi continuate chiar dacă tensiunea a scăzut? Eu aș recomanda așa. Deci, în primul rând, joacă aceasta cu dozajul medicamentului sau anularea medicamentului este bine să fie supravegheat. Și bănuiesc că aproape fiecare pacient care are hipertensiune are și tonometru acasă și măsoară zilnic de câteva ori. Ar trebui așa să fie. Cred că dacă merge vorba de hipotensiune, este vorba doar de schimbarea dozajului de medicament, dar e bine să fie aceasta făcut sub supraveghere și doctorul să indice că se întâmplă foarte des, am pacienți care zic că de ce, îl întreb, de ce primești tratamentul acesta, pastila aceasta?
Zici că iată, a ajutat la vecin. Zic că e foarte bine. Da, adică autotratament nu este binevenit. Este... Deci, sau, dacă sau altă problemă. Da, există. Altă problemă când doctorii, de ce mai primesc aceste pastile dacă la mine acum tensiunea e normală? Și încearc să-i explici că tensiunea e normală, de din, fapt, pentru cauza pastilelor. Exact. Acele pastile. Și exact. Este și a doua problemă, la cei care hotărăsc să scoată tratamentul antihipertensiv din cauza că a scăzut tensiunea, după ce se restabilește starea, fac crize hipertensive pentru că au anulat tratamentul. Deci exact. Am înțeles că trebuie să se consulte cu cardiologul sau cel mai bine în așa situație și vor decide împreună despre doză dacă trebuie sau nu scăzută. Exact. Cred că aceasta e cel mai bine. Ceea ce ține de imunitate, cred că apar acum multe întrebări, deci pacientul care a fost infectat, care a suportat infecția, deci se presupune să aibă o imunitate până la 6 luni. Dar tot, datele sunt contradictorii, deja sunt pacienți cu părere de rău care suportă a doua dată infecție. Aici tot sunt multe întrebări, ori nu au fost tratat până la urmă. Ori nu adică... a fost prima dată COVID. Exact. Adică, pentru că erau bine. Și testele cele mai de primele generații, nu ne așteptăm la teste super performante când viroza avea 3 luni. Da, exact, ceea ce apare primul nu întotdeauna este perfect, hai așa să spunem. Dar oricum va ajunge la aceasta ca profilaxie. Da? Deci acum se vehiculează foarte mult despre vaccinuri, sunt foarte multe vaccinuri care acum sunt în decurs de studiere. Da? Am auzit ceva, o cifră de 200. Deci s-au început de la 200 de firme care s-au apucat, până la urmă 31 și acum sunt în jur de 8-9 vaccinuri care sunt mai aproape de faza a treia, adică de testarea clinică și deja pot să fie implementate. Eu cred că s-au auzit că Pfizer, da, Moderna, Novavax, deci astea sunt trei care așa top, cu eficacitatea cea mai înaltă, 94-95%. Deci eficacitatea. Mai sunt și de la AstraZeneca, Johnson & Johnson și în Rusia sunt trei variante. Vom vedea. Că toți spun că, uite, va fi imunitatea până la 6 luni, va fi tot ok, dar vedem ce arată practica. Ceea ce ține de statistica noastră, părere de rău, nu este una îmbucurătoare, dar am observat un trend de diferite numere de cazuri. Adică, ba, iată, de exemplu, ieri au fost în jur de 750 de cazuri pozitive, 3 zile în urmă 1700, adică datele sunt foarte diferite. Cu ce este legat, nu pot să vă spun. Nu se adresează sâmbătă și de asta duminică și luni sunt mai una din variante. Una din variante. Nu se adresează duminică, așteaptă până luni, poate o fi mai bine. Da, 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 posibil. Ce trebuie să știm? Poate mai apar ceva întrebări la, și la publicul, puteți să le adresați în online. Desigur, le așteptăm în comentarii. Noi le așteptăm. Iar eu deja am o întrebare. Da, da. Hai. Deja am o întrebare. Persoanele cu tensiune înaltă, cu insuficiență cardiacă, de fapt, acele care se confruntă cu probleme respiratorii, care au dispnee, dar le este greu să respire, mai ales după ce fac un efort fizic, da, insuficiență cardiacă, cam refuză în ultima perioadă și inițial refuză sparte măștile, pentru că spun că și așa le este greu să respire, iar cu mască aceste simptome se înrăutățesc. Care ar putea să fie tacticile ca să-i păstrăm și în continuare protejați? Ce ar putea să facă ei ca să rămână protejați de COVID-19, ca să poată să rămână activi social, dar să evite mască? Ideea care e că regulile sunt egale pentru toți. Că ele din transmitere cum au fost, deci prin strănut și prin aerosol, da? Așa și va rămâne și pentru orice grup de pacienți. Ceea ce ține de grupul acesta care ai menționat, de pacienți cu probleme cardiace avansate, în unele situații este cazul să adreseze la doctorul la ajustarea unui tratament. Acum spitalele lucrează și noi primim pacienți, adică și planici, adică poate este cazul să adreseze.
În rest, trebuie să știe reguli. Unde se poate deportat și unde se poate nu deportat masca. De exemplu, când este în aer liber și nu este nimeni în prejur, adică sau când, de exemplu, da, el ar putea să evite masca, dar când este aglomerație, nici nu se discută. Deci riscul de îmbolnăvire este mai mare decât, hai să spunem, acele neplăceri. Da, acele neplăceri. Senzații că, nu... că consecințele pot să fie foarte dramatice, mai ales la acest grup de pacienți. De aceea mai bine deja ori să evite aglomerațiile și să fie la aer liber unde poate să nu poarte mască, ori deja totuși să protejeze în cazul în care este în public ceva. Cred că ați văzut mulți și sunt afișate peste tot și au fost elaborate și Ministerul Sănătății toate notițele acestea, cum trebuie să comporte pacientul. Este important să poarte masca corect, cred că vedeți slide-urile, că mulți o poartă așa pe ureche, pe sub nas, pe sub barbie, ceea ce nu este corect. Vedem pe slide imaginea aceasta sus dreapta, ce risc este. Da? De exemplu, dacă un om care este infectat și vorbește cu o persoană care nu este infectată, dar poartă mască, riscul rămâne, de exemplu, de 30%. Ceea ce ține când pacientul, adică persoana infectată, poartă mască, adică deja scade până la 5% riscul de îmbolnăvire a două persoane. Și dacă amândoi sunt cu mască și sunt la o distanță cam așa, care se cere de circa 2 metri, 1 metru jumătate, 2 metri, deci riscul este foarte mic, aproape la zero. Asta trebuie să știe lumea, deci s-a spus, cred că, foarte mult, dar totuși când într-un magazin sau la benzinărie, adică se observă că nu poartă lumea mască corect și pe urmă se miră de unde. Bine, regulile generale este evitarea locurilor aglomerate, vizita țărilor care sunt cu potențial mai mare, adică unde rata de infectare este mai mare, că atunci efectiv poți să tu să te îmbolnăvești. Ca idee, deci evitarea banilor sub formă de hârtie, card bancar, este o chestie foarte comodă acum. Poate vă mai spun încă o dată reguli generale, ce se întâmplă dacă persoana aveți, Doamne ferește, o persoană care este infectată în familie. Sigur că trebuie să fie apelat doctorul de familie. Pacientul acesta care are simptome, cel mai bine să fie așa izolat într-o cameră, să aibă tăcâmuri separate, să fie evitat contactul cu persoanele din jur, adică cu familia. Și să fie aerisită clădirea, adică încăperea și spălatul mâinilor care nu o negat nimeni. Poate va fi ceva interesant, am găsit ceva mituri care se vehiculează printre oameni care nu sunt corecte. De exemplu, că întrebuințarea alcoolului în cantitatea mai mare ar scădea. Nu este adevărat. Ar scădea imunitatea, da? Nu. Unii presupun că, uite, eu am băut ceva pe bază de alcool și m-am dezinfectat. Nu este corect. Nu este așa ceva. Organizația Mondială a Sănătății, am menționat despre aer liber, de exemplu, efectuarea sportului, practicarea sportului, mai bine zis, se permite fără mască și este binevenită fără mască. Fix așa, am vorbit și de dezinfecție, de prelucrarea cavității bucale. Au fost cazuri că oamenii au picurat ceva de genul în albitor, în nas. Ceea ce este absolut, o aberație absolut. În Statele Unite se întâmplase după niște declarații de la oficiali cu multe internări, cu arsuri și intoxicații. A fost încă o discuție despre usturoi. Nu s-a dovedit. Nu s-a dovedit că usturoi cumva previne infecția de COVID. Adică, așa, Organizația Mondială a Sănătății a spus că, uite, dacă nu încurcă, e bine, dar să nu contați că, uite, vă tratați cu usturoi. Că să nu supere pe nimeni. Nu, exact.
nu s-a dovedit nici în cazul COVID-ului, nici în infecțiile respiratorii de până acum, deși consumul de usturoi nu este un lucru rău, chiar pentru acele vitamine C. Important, rugăminte, nu tăiați ceapa ca să fie aburi, este prin aer, cu siguranță nu protejați de nimic, doar poate să irite mucoasa ochilor. Avem și o întrebare de la spectatorii noștri. Nu este chiar cardiologică. Bună ziua! Cum poate să se recupereze o persoană după infecția COVID dacă este diabetic tip 2, dacă suferă de diabet tip 2? O adresare ca la terapeuți. Așa. Ok, deci trebuie să consulte cu un endocrinolog care îl tratează și care știe pacientul, deoarece chiar ca consecință infecției acestea cu COVID sunt menționate și ridicarea glicemiei, adică ridicarea zahărului în sânge. Deci, în unele situații este binevenită trecerea pe un timp scurt, chiar pe insulină, din datele care eu am citit recent. Cel mai corect este să se consulte cu un specialist. Așa este foarte greu să spui la telefon. Da, și plus că nu știu care sunt problemele De recuperare. Și care este starea organismului și care sunt rezultatele la analize. Da? Deci afectarea organelor, restul. Asta e. Adică ca să concluzionăm, deci trebuie să ducem un mod sănătos de viață, să mâncăm sănătos și vitaminos, să dăm și sistemul nervos și timp de odihnă, adică și somn, tot este important, că când persoana este în stres, când deci, așa este agitată, întotdeauna poate să ducă la scădere și imunității și posibil să ducă și la alte chestii mai complicate. Da, și de ce am înțeles și aș vrea să mai repetăm din discuția noastră, am înțeles că persoanele cu hipertensiune cardiacă, cu insuficiență cardiacă, cu diabet zahărat, este bine, dacă acum suferă careva dificultăți în menținere și în tratament, este bine să se adreseze acum la medic, pentru că spitalele, clinicile lucrează, poate să ajusteze tratamentul, așa că în caz dacă vor fi infectați cu COVID, să aibă cât mai puține complicații, să fie bine întreținute de către tratamente, tensiune arterială, nivelul glicemiei, sânge, să scadă riscul de dezvoltarea infecției chiar mai severe decât s-ar putea să fie. Eugen, noi îți mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră și mersi pentru informațiile pozitive pe care le-ai adus, la fel și pentru dezmințuirea acestor mituri legate de infecția cu COVID. Îți dorim să fii sănătos și să practici cu succes acea specialitate pe care ți-ai ales-o, să fii și în continuare un cardiolog bun, așa cum te cunoaștem. Dragi prieteni, iar noi vom reveni în câteva clipe cu un nou invitat și de data aceasta vom vorbi despre un obicei care influențează foarte grav starea de sănătate și anume despre fumat. Pentru aceasta ne va ajuta medicul, psihiatru, narcolog, domnul Alexei Vandate. Revenim în câteva clipe.
Am revenit în studio și de data aceasta discutăm cu un alt medic specialist despre fumat. Cunoaștem că fumatul și întrebuințarea produselor de tutun reprezintă un factor foarte important de risc pentru sănătate și este unul din cei mai importanți factori de risc care duc la deces. Însă, conștientizarea acestui fapt se pare că nu-i face pe fumător să renunțe mai ușor la fumat. Mark Twain spunea că este cel mai simplu lucru să lepezi fumatul și că el a făcut asta de sute de ori. Ba mai zicea că și-a programat organismul să nu fumeze prin somn. Dar dacă serios este toate tentativele fumătorilor de a renunța la fumat, foarte frecvent se soldează cu un eșec. De asta ne vin medicii specialiști, psihiatri, narcologi în ajutor și vreau să-l salut pe domnul Alexei Bandate, medic, narcolog, psihiatru din cadrul dispensarului republican de narcologie. Vă salutăm, vă spunem bine ați venit. Și am înțeles că ne veți aduce tactici și practici noi de a lupta cu fumatul. Îmi pare bine de a prezenta ceva informații utile și contemporane în privința combaterii de folosirea tutunului și mersi pentru invitație de a face prezentarea de la medici, narcologi, specialiști pentru populația care întrebuințează tutun și produsele din tutun. Eu am să fac prezentarea în limba rusă, dacă ceva întrebări în română, nici problemă, răspundem și în limba română. Хотел бы присоединиться к тому, что сказал Евгений. Наша презентация так и начинается с цитаты известного писателя, который сам курил и неоднократно бросал курение, но, как он и говорил, бросить курить это всегда очень легко. Оставил сигарету, даже выкуренную бросил, гораздо сложнее не возвращаться к курению снова и снова. Курение на самом деле на сегодняшний день является большой проблемой. Огромное количество людей, начиная с подросткового возраста, буквально с лет 8-7, начинает пробовать продукты из табака. Это могут быть банальные сигареты, это могут быть какие-то конфеты, содержащие табак. В других странах это могут быть какие-то закладки в рот, так называемые снюсы. Чем больше, чем чаще употребляет человек табачные продукты, тем гораздо быстрее и сильнее развивается зависимость. То есть люди, которые курят, курильщики, их можно назвать людьми с зависимостью от табака. И различают ли специалисты в области наркологии, в области зависимостей, аддиктологии, как это принято называть на Западе, различают три вида зависимости. Первое – это социальная зависимость. То есть, когда человек подражает кому-то, перенимает опыт, хочет влиться в какую-то такую закрытую группу потребители какого-либо вещества и чувствовать себя своим человеком вот среди людей, следующих каким-то правилам, в данном случае курящих табак. Это называется социальная зависимость. Если не остановиться на этом этапе, если не проявить силу воли, не изменить свои подходы, начинает развиваться у человека психологическая зависимость, когда развивается привычка, уже начинает становиться обыденным за чашкой кофе выкурить сигарету или, может быть, разговаривая с другом или подругой по телефону, точно так же, не замечая для самого себя, опять-таки выкурить сигарету или, может быть, пробуждаясь с утра, выкурить сигарету. Это называется психологическая зависимость. Опять-таки, если не остановиться на данном этапе, возникает постепенно, это нету каких-то градаций, каких-то временных рамок или норм, не замечая для самого себя, человек потребляет это вещество, в данном случае сигареты, табак, все чаще и чаще, все больше и больше, в больших объемах, в больших количествах. И таким образом организм перестраивается под проникновение
новых непривычных веществ, перестраивается метаболизм, обмен веществ, и человеку уже для обычного функционирования, обычной жизнедеятельности уже требуется это вещество, которое проникает к нему в организм. Таким образом формируется уже и физическая зависимость. И мы говорим о том, что человек достиг такого продвинутого уровня в потреблении каких-то веществ, когда у человека сосуществует как физическая, так и психологическая зависимость. Для того, чтобы определить уровень зависимости, в данном случае от табака, ученые разработали тест Фагерстрема. Мы его можем использовать как специалисты, однако это совершенно несложный тест. Можно буквально там за 5-10 минут определить свой уровень зависимости, насколько ты подвержен привычке, вредной вот этой привычке от табака. На слайде вы можете видеть список вопросов и, соответственно, в правой колонке список ответов по баллам. То есть нужно отвечать максимально честно для самого себя, чтобы понять. И по результатам, суммируя ответы на эти вопросы, мы получаем такие результаты. Люди, которые, естественно, не курят или курят совершенно редко, там, может быть, одну сигарету от случая к случаю, это 0,2 балла, это очень слабая зависимость, либо практически нету зависимости. Социальные, скорее всего, да? Это даже не зависимость, это может быть какие-то случайные сигареты, там может быть раз в месяц, условно говоря. Социальная зависимость, это вот, наверное, следующий уровень, 3-4 балла, это когда слабая зависимость. То есть человек, как обычно мы можем слышать, да я в любой момент могу бросить. Ну, так и делайте, так и поступайте, не нужно продолжать и усугублять. Средняя степень зависимости это 5 баллов, 6-7 баллов высокая зависимость, и больше 8 баллов это очень высокая зависимость. Ну, конечно, тут это больше так для научных исследований данные баллы подсчитываются, но это ориентироваться хотя бы, насколько сильно ты подвержен влиянию табака и насколько сильно он тебя притягивает. Следующие слайды я бы хотел представить здесь научные данные, полученные в результате исследований, проводимых в 2015 году в Евросоюзе. Когда говорилось о том, что подавляющее большинство людей, больше 2/3, около 70% курильщиков, у которых есть психологическая и физическая зависимость, хотят бросить курить. Однако 55% из этого количества делают хотя бы одну попытку. То есть декларировать можно очень часто. Я хочу бросить. Для меня это дорого. Я чувствую, что это влияет на мое здоровье. И так далее, и так далее. Множество причин. Но первый шаг из этих людей делает примерно половину. То есть от слов к действиям переходит, как мы видим, гораздо меньшее количество. И, к сожалению, то, что мы получили в результате этого исследования, всего лишь 7% от количества людей, которые нашли в себе силы воли и стали производить какие-то шаги, какие-то действия для того, чтобы бросить курить, всего лишь 7,5% отказались от курения на длительный срок. Длительный срок это отсутствие курения в течение больше года. То есть не возвращались к курению всего лишь 7%. Это немного удручающие цифры, тем не менее ученые, врачи не останавливаются и не опускают руки, получая такие данные, и разрабатывают новые методы по тому, как помочь людям прекратить курить, либо хотя бы, если не получается совсем бросить курить, то какие могут быть техники для того, чтобы уменьшить негативное влияние курения, проникновения табака в организм. Всемирной организации здравоохранения были предложены
концепции по снижению вреда. Что это значит, концепция снижения вреда? Это комплекс мер, направленных на регуляцию табачной продукции, табачного производства, реклама, запреты и так далее, то, что регулируется государством на законодательном уровне. Также участие врачей и медицинского сообщества в научных исследованиях и внедрение в популяцию среди людей новых продуктов, которые могут заменить горящий табак, тот табак, который люди курят, то есть чтобы меньше оказывалось негативного влияния на здоровье человека, предлагаются другие продукты, которые заменят сигареты, если человек совершенно не может отказаться от курения, то есть для того, чтобы помочь. В Молдавии программы по снижению вреда на сегодняшний день действуют только для людей, у которых есть зависимость от опиоидов. То есть это потребители героина, маковой соломки и так далее. В наркодиспансере у нас есть две программы. Это метадоновая программа, заместительная терапия и терапия с использованием бупренорфина. На сегодняшний день, к сожалению, такой официальной программы по снижению вреда от табакокурения на национальном уровне еще нет. Но, тем не менее, у нас перед глазами есть такие примеры, очень вдохновляющие, как, например, в Японии. С 2011 по 2015 год проводились исследования по снижению количества потребителей табака, по исследованию количества курильщиков. И практически на треть с использованием программ по снижению вреда снизилось количество активных курильщиков. То есть это огромное число людей, которые смогли бросить курить, либо перешли на менее опасные, на менее вредные продукты табака. Данные по Молдавии. Население, ну, очень условно, к сожалению, у нас статистика по народонаселению затрудненная в нашей стране по многим причинам, но считаем, что, включая Приднестровье, у нас в стране проживает примерно 3,5 миллиона человек. Из этого общего количества практически 800 тысяч человек на сегодняшний день являются активными курильщиками. И 43 с лишним процента – это мужчины. И немногим более 5% активных курильщиков – это женщины. Это по сравнению с остальными странами, это хорошо или плохо? Вот 800 тысяч и 3,5 миллиона и 800 тысяч курильщиков. Ну, хорошо это или плохо? Нужно... У нас их меньше или больше? Хорошо или плохо? Курить плохо. Да, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы максимально искоренить эту вредную привычку. Но количество курильщиков у нас приблизительно соотносится с нашими соседями. То есть это Украина, Румыния, постсоветские страны, либо страны Восточной Европы. Приблизительно в процентном соотношении количество активных курильщиков к общему количеству населения приблизительно вот составляет эти цифры, о которых я сказал. Молдова стала участником рамочной концепции Всемирной организации здравоохранения по вот этим программам снижения вреда, снижения рисков еще в 2009 году. И согласно глобальным планам, вы видите тут на таблице, в течение 5 лет, то есть это среднесрочная перспектива, и на долгосрочную перспективу 40 лет, какие существуют целевые показатели, скажем так. То есть если мы будем внедрять планомерно стратегию ВОЗ у нас в стране, то мы можем достичь цифр, которые вы здесь видите. То есть в течение 5 лет снижение курильщиков на 8%, в течение 40 лет, то есть это практически в течение двух поколений,
гораздо большее количество людей может отказаться от табака. Следующий слайд мы назвали, как в Молдове борются с курением. Как я уже сказал, у нас на данный момент нету национальной концепции снижения вреда курения, то есть нету регламентированного подхода по борьбе с курением. Однако Министерство здравоохранения совместно с другими заинтересованными ведомствами, это Министерство юстиции, Министерство внутренних дел и так далее, разработали национальный протокол «Ренунцари ла фумат», то есть план действий, которые могут помочь людям избавиться от курения. Все эти действия, все эти медицинские... вмешательства, скажем так, оплачиваются системой обязательного медицинского страхования. Если у человека есть полис, он может обратиться за помощью к специалистам и включиться в программу по отказу от курения. Любой человек, не только то, что вы сказали насчет опиоидных. Нет, мы говорим о том, что человек, который хочет бросить курить, он может обратиться, например, на зеленую линию. И у нас в наркодиспансере существует такая... В слайде я не указал. Наверное... Мы в комментариях к видео потом эту номер телефона укажем. То есть люди, которые заинтересуются, они смогут в рабочее время позвонить и получить какую-то первичную консультацию о действиях по бросанию курения. Также никотин-заместительная терапия у нас широко распространена. Что в себя включает? Это пластыри никотиновые, это таблетки для того, чтобы бросить курить. Но хотелось бы особо отметить, что никотин-заместительная терапия с использованием вот этих средств, которые я перечислил, она гораздо менее эффективная по нескольким причинам, таким как высокая стоимость, например, таблетки Табекс, такие вот известные на нашем рынке, они стоят достаточно дорого. Ну и сигареты не дешевые, так что люди готовы заплатить, главное, чтобы это помогло. Согласен, но, скажем так, дорогие сигареты у нас курят не так много людей. У нас сельское население курит какую-то банальную Астру, Темп и так далее, которые стоят там порядка 10 лей пачка. Пластыри, которые мы можем рекомендовать к использованию, дают неравномерное выделение никотина в организм. То есть это не совсем удобно дозировать, и человек должен часто наблюдаться, консультироваться у врача. Как хороший пример, как одно из средств для борьбы с курением, которое конкурирует с никотин-заместительной терапией, которую я перечислил, это использование продуктов не горящего табака, то есть это электронные сигареты. С использованием таких гаджетов уменьшается негативное влияние на организм человека, в первую очередь это дыхательная система, это полость рта, вот зубы наши коллеги говорили до меня, сердечно-сосудистая система и так далее. Все это связано с тем, что табак нагревается, то есть нету процесса горения, соответственно выделяется гораздо меньше количество вредных веществ. Вот тут, согласно статье, было проведено большое исследование международное. Использование электронных сигарет по сравнению с никотин-заместительной терапией эффективнее практически в два раза.
И также хотелось бы особо отметить, допустим, вот вам 30 лет. Если вы начнете курить вот в этом возрасте, то в среднем вы можете прожить еще 35 лет. То есть ваша продолжительность жизни ограничится приблизительно 65 годами. Если вы не будете курить в течение последующей жизни, в среднем вы можете прожить еще 53 года. То есть можете жить больше 80 лет. Соответственно, делайте выводы. Как наши выводы, выводы специалистов, электронные сигареты – это лучший вариант для борьбы с курением, для отказа от курения, либо по снижению негативного влияния табака и продуктов горения табака на организм. И также, базируясь на научных исследованиях, электронные сигареты гораздо более эффективны в достижении поставленной цели, то есть отказа от курения, в сравнении с никотинзаместительной терапией. Опять-таки, это пластыри, таблетки, жвачки и так далее. Если я правильно понял, то есть легче бросить уже электронную сигарету, да, чем бросить таблетки или пластыри. Да, да. И если вы никогда не курили, то не надо начинать курить. Если вы курите, старайтесь бросить курить. Если не получается бросить курить, перейдите на гораздо менее опасные, менее вредные продукты. И берегите здоровье. Да, спасибо, Алексей. Еще вопрос. Вот курящий человек хочет бросить курить, ничего для этого не делать, не делает, да, он просто хочет, таких большинство. Он думает об этом, но ничего не предпринимает. Когда этому человеку нужно обращаться к врачу-наркологу? В каких ситуациях? Да? В любых. Как только возникло желание что-то изменить в своей жизни, то надо обратиться к доктору за помощью. Тогда у вас будет завтра очередь 50 тысяч человек, которые об этом думают. Мы им сейчас. Ну, вы знаете, когда у нас запустили зеленую линию по отказу от курения, действительно ажиотаж был большой. Однако, как мы видели на слайдах, у нас очень много людей хотят что-то сделать, но люди ждут, что кто-то махнет волшебной палочкой, при этом люди будут делать то же самое, к чему привыкли. Но кроме желания нужно еще какие-то действия предпринимать. Действовать гораздо сложнее, чем хотеть действовать. Да, еще такой вопрос. Вот довольно знаменитый метод Алана Карра по бросанию курения. Есть книжка, есть видео довольно короткое, в котором рассказывается о инфлюенции, о влиянии курения на организм, почему мы хотим курить, почему начинаем курить, почему не бросаем. И, в принципе, я не знаю, насколько этот метод эффективный, насколько он используется в Молдове, и насколько он актуальный вообще. Я бы сказал, что все методы, которые могут помочь человеку, они хороши. Однако для того, чтобы достичь результата, нужно следовать всем пунктам. То есть, если мы говорим вот об этом методе, который вы упомянули, наверняка в этом методе есть целая структура, то есть список каких-то действий, которые человек должен предпринимать ежедневно, чтобы получить результат. Да, нужно курить, действовать каждый день по чуть-чуть, маленькими шагами. Хорошо, я проверю, что есть у нас из интернета. Пришел вопрос от Валентина. Скажите, в каких-то странах, кроме Японии, эта концепция снижения рисков табачных изделий используется? Ну, в смысле, замещение горящего табака с негорящим табаком. В каких странах, кроме Японии, эта концепция уже действует? Эта концепция работает во многих странах Западной Европы, в США и в других развитых странах. Особо я бы хотел упомянуть Великобританию. Вот буквально в начале месяца, 3-4 числа, я был участником виртуального форума по борьбе с табакокурением, который проходил на площадке Лондона в Великобритании. И там были представлены данные по их национальной системе здравоохранения. И
Люди, которые обращаются за помощью к специалистам в Великобритании, получают огромную помощь психологов, врачей-психиатров, врачей-наркологов, социальных служб и так далее. То есть, вот, если упомянуть конкретно, Великобритания в этом смысле очень и очень продвинулась. Да, я понимаю, почему пришел вопрос. Мы слышали в масс-медии, по телевизору, что в Соединенных Штатах есть штаты, где запретили вейп, эти электронные сигареты, что они могут приводить к каким-то осложнениям по здоровью. Не знаю, насколько это правильно, информация, во-первых. Вейпы – это не совсем электронные сигареты. Электронные сигареты – это... мундштук, то есть штучка, аккумулятор, которая нагревает стик, то есть мини-сигарету, которую мы вставляем туда. Мини-сигарета – это, собственно, сигарета с табаком, и мы получаем никотин, вдыхая от этого. Вейп – это… такое устройство, которое… испаряет жидкости ароматизированные. Где тоже может содержаться никотин, в принципе, да? Но там чаще всего содержится огромное количество совершенно разнообразных химических веществ, которые могут вызывать еще большую зависимость, чем никотин. Наверное, многие люди слышали о том, что эти вейпы взрываются. То есть это вот не шутки, когда у человека потом травмы на всю жизнь остаются после. Знаете, Алексей, насчет взрывания вейпов, когда задумываешься, насколько много людей погибло от самого курения, да, вред для собственного здоровья, для окружающих, и сколько еще погибло в пожарах от загорающейся сигареты, конечно, доводы про взрывание каких-то электронных устройств, они теряют свои ценности и влияние. Да, потому что сигареты действительно еще очень много погибших от пожаров, от того, что люди засыпают. Это, к сожалению, нередкая причина смерти, но люди сгорают в пожарах не потому, что курят, а потому, что они засыпают. А почему они засыпают с сигаретой в руке? Ну, там могут быть ряд других причин, которые приводят к таким печальным последствиям. Или просто устали от работы. Да, вот хотел бы еще подчеркнуть мысль, которую вы упомянули. К сожалению, в наших постсоветских странах либо не разработан, либо в каком-то таком зачаточном состоянии находится процесс подсчета экономических убытков от каких-то болезней. Вот, например, в Штатах, либо в Великобритании, как я упоминал, существуют ежегодно выкладки, допустим, инфаркт миокарда, либо табакокурение, какой ущерб национальной экономике приносит вот это явление. То есть это человек не работает по причине нетрудоспособности, человек вредит здоровью, ему нужно оказывать какую-то медицинскую помощь. Это отвлечение каких-то средств внутреннего правопорядка, то есть полиция, либо еще что-то. Это огромное количество людей, которые задействованы в том, чтобы остановить, либо предотвратить ущерб. И в больших странах это ежегодно исчисляется миллиардами долларов, фунтов, евро и так далее. В Молдове экономический ущерб тоже значителен для общественного здоровья, для экономики страны. Но в цифрах на сегодняшний день никто не может сказать. Но я смею вас уверить, что это большая нагрузка на наш с вами карман, то есть это недополученные средства для детских садиков, для школ, для дорог и так далее. Может, поэтому мы и живем в не самой развитой по экономике стране. Алексей, последний вопрос. Считается ли курильщик наркоманом? Вот слово «наркоман», что оно означает, если его можно применить к человеку, употребляющему сигареты?
Я бы хотел сказать, что нужно стремиться к исключению из нашего лексикона, обихода слова «наркоман», «алкоголик» и так далее. То есть это вещи, которые людей ставят в какое-то особое состояние, не очень хорошее, не очень приятное для него. Человек с зависимостью, человек, употребляющий что-то. Как мы уже говорили в самом начале презентации, да, табакокурение – это зависимость. Какой уровень зависимости можно приблизительно оценить и подсчитать? Да, табачная зависимость – это большой бич, и это зависимость. Это плохо для здоровья, и, как мы выяснили, еще и очень для плохо окружающих, для экономики нашей страны. Алексей, спасибо большое, что вы пришли к нам в студию и поделились очень важной информацией. Я надеюсь, что вы в своей практике еще многим людям поможете действительно справиться с этой зависимостью и с остальными зависимостями тоже. Мы работаем для того, чтобы оказывать помощь нашим согражданам и людям, которые нуждаются в нашей помощи. В комментариях обязательно я укажу номер телефона. К сожалению, как-то получилось, в презентации не отразилось. Да, если будут вопросы в комментариях, адресованные вам, тоже, пожалуйста, каждый день вечером. С радостью один час отвечайте на все вопросы. Спасибо огромное еще раз. И вам большого здоровья. Спасибо. Asta a fost ultimul invitat de la noi din platou. Noi vă mulțumim tuturor că ați fost alături și vreau să facem așa mici concluzii de ceea ce am reținut. Desigur, unele obiceiuri vicioase ne pot influența grav starea de sănătate și aduce multe probleme, inclusiv duce într-un final la deces. Și sunt foarte multe din aceste obiceiuri care se supun modificării. Da? Comportamentul acesta vicios poate fi schimbat, ceea ce noi vă dorim și vă încurajăm să o faceți. Pentru sănătatea dinților este foarte important de respectat igiena zilnică, spălatul pe dinți, ața interdentară, clătiturile cavității bucale. La fel este important și alimentația sănătoasă și echilibrată sau mai puțin alimentația care conține hidrocarburi, zaharuri sărace. Pentru piele, după cum am aflat astăzi și am mai reamintit, trebuie neapărat să o hidratați adecvat și prin consumul de apă, dar și prin utilizarea cremelor hidratante și emoliente. La fel, este foarte important să vă protejați de radiația ultravioletă. Pentru unele persoane, cele cu piele foarte deschise, chiar și pe timp de iarnă, când radiația este foarte mică. Alimentația sănătoasă și aici este într-un loc primordial pentru sănătatea și tinerețea pielii. Ce ține de noul tip de coronavirus și persoanele cu afecțiuni cardiovasculare, desigur că trebuie să respectăm normele de protecție împotriva infectării cu acest tip de virus. La fel și încurajăm persoanele care au deja probleme, hipertensiune, insuficiență cardiacă, diabet zaharat, să apeleze la medicii specialiști, ca aceste patologii cronice să fie controlate, să nu se evidențieze că ele nu sunt bine controlate, anume atunci când persoana se infectează cu coronavirusul nou, COVID-19. Iar despre fumat, el este pe locul 4, din câte eu țin minte, din toți factorii comportamentali care duc la deces și care scurtează cu mult perioada vieții, dar și sănătatea dinților, a pielii și duce la boli cardiovasculare. Iar ca să renunțați la fumat, toate metodele sunt bune. Dacă nu reușiți, desigur, apelați la medicii, psihiatri, narcologi. Iar dacă nu vă doriți să renunțați la fumat, cel puțin trebuie să treceți la metode alternative de consum al nicotinii, după cum am menționat în emisiunea de astăzi. Noi vă mulțumim foarte mult pentru atenție, mai mulțumim încă o dată partenerilor media, privesc.eu, unimedia.info, localsmd, desigur organizatorului revista Sănătatea Moldova și ne revedem cu noi întâlniri și noi subiecte. Să aveți o zi bună și să fiți sănătoși!